Din nou în direct pentru partea a doua a emisiunii de astăzi. Suntem în plin an centenar și am așa o supărare, supărat de-a dreptul, chiar mă revoltă câteodată că uităm nu că să sărbătorim, dar uităm pentru ce s-au luptat strămoșii noștri, bunicii noștri, străbunicii noștri mai precis, în 1918. Ce și-au dorit, idealurile lor de atunci, cum vedeau ei țărișoara asta. În momentul de față, nu numai că parcă batjocorim tot ceea ce au încercat ei să facă la momentul unirii, ci parcă facem totul ca să fie de-andoaselea, pe invers în toată această poveste. Păi uitați-vă un pic, vis-a-vis de anul centenar, discutam cu dumneavoastră, mă, nu știu dacă e frumos că dau din casă, dar îmi spuneați, doamne, anul centenar va fi așa, câteva simpozioane pe aici, pe acolo, festivisme festivisme și gata. Doamne, nici măcar atâta lucru nu se mai întâmplă. Acuș, sărbătorim unirea Basarabiei cu țara. În condițiile în care nu s-au făcut puncte de frontieră noi între cele două țări, da? Dodon sare în sus și vorbește despre creșterea numărului și a ideilor unioniste în Basarabia. Deci acolo se inflamează, la noi e... Deci, nu s-au construit poduri noi care se ne lege de Republica Moldova. Deci, între România și Ungaria, știți că este control vamal comun, adică pe un sens cu Bulgaria la fel. Pe un sens se controlează de o parte, pe celălalt sens s-a început negocierea, dar vă dați seama cât de târziu, da? De exemplu, eu în Republica Moldova am mers între Chișinău și Cahul pe un drum finanțat de guvernul Turciei. Am mers între Orhei și Soroca pe un drum finanțat de poporul american, că acolo din, nu mai știu, la câțiva kilometri erau panouri mari, drum finanțat de poporul american, iar ceea ce era comic, executantul era firma Straba, care e deținut de oligarhul rus de Ripașca. Chestii care mie îmi scapă, dar în fine, poate nu trebuie să înțeleg eu tot, în fine. În schimb, vreau să vă spun că n-am mers în Republica Moldova și pot să spun că am circulat pe acolo în cap toate direcțiile pe niciun drum finanțat de guvernul României. Știți? Mă gândeam că la 100 de ani de la Marea Unire era frumos să avem și noi un drum finanțat, mai ales că, cel puțin noi fiind în zona de nord a României, de exemplu, capitala nordului în Republica Moldova este orașul Bălț. Bălțul poate fi accesat... După denumire, îți dai seama. Da. Bălțul, orașul Bălț poate fi accesat pe trei căi dinspre frontiera românească. Toate cele trei drumuri sunt într-o situație, adică acele drumuri de legătură cu Bălțul îți dezvoltă vigilența foarte puternic, în sens că trebuie să fii foarte atent să nu rupi mașina în două. Mă gândeam că poate unul din cele trei drumuri ar fi fost frumos să fie reparate pe banii guvernului României. Adică noi, de exemplu, să nu dăm numele, pot să vorbesc de pe un număr aparținând unei companii private de telefonie în Republica Moldova pe un abonament a aceleiași companii, numai că este în Republica Moldova, la niște costuri în care eu pot vorbi în Irlanda de câteva ori mai ieftin. Ați înțeles? Adică care ar fi costul logistic atât de scump încât să nu putem comunica liber, știți? Sunt multe lucruri care puteau fi făcute în relația cu Republica Moldova și toate astea nu s-au făcut. Vă dau un exemplu. 70% din populația Republicii Moldova, din păcate, locuiește în mediul rural acolo. Da? Modelul de control pe care, sau influența rusă în Republica Moldova, se exercită prin faptul că comunitățile rusofone sunt poziționate foarte bine în spațiu urban. În special în acele orășele raionale, deci ei nu sunt mulți cantitativ demografic, dar sunt foarte bine poziționați, cum spuneam. Problema principală a locuitorilor din Republica Moldova, din mediul rural, este că
străzile din acele comunități rurale, în momentul când plouă sau este dezgheț, acele străzi interioare sunt impracticabile. Adică România în 30 de ani a fost în stare să ofere gratuit, contra cost, cu reduceri, cu nu știu ce, sub ce formă, piatră, pentru pietruirea sau balastarea sau cum putem spune. Pentru că Moldova, Basarabia mai precis, Republica Moldova, ca să spunem așa, nu are această resursă naturală cum avem. Eu vă spun și putem face oricând un experiment. Într-o comunitate în care populația, să zicem, locuitorii unei comune sunt, cum vreți dumneavoastră, 70, 80, 90% români, moldoveni, cum se declare. În momentul în care guvernul României s-ar duce la modul concret și ar rezolva o problemă concret în acea comunitate, mergeți după acel moment și vedeți cum se schimbă percepția acelei comunități. Vis-a-vis de, corect, da. Pentru că în România există o mare eroare de percepție. Noi considerăm, este și un experiment psihosocial în sensul ăsta. Noi în România avem față de Republica Moldova așa o atitudine de ușoară superioritate, în sensul că genul ne percepem ca fiind fratele cel mare, da? Oh, da. Paradoxal, ceea ce în România nu se înțelege, că și sentimentul dincolo de Prut e același, dar din alt motiv, în sensul în care ei fiind integrați 200 de ani, mai întâi în Imperiul Țarist, după care în Uniunea Sovietică, ei au avut o participare, au avut o cotă parte, să zicem, din acea mare structură statală numită Imperiul Țarist sau RSS, da? Adică, în acel moment, ei ne priveau pe noi ca fiind fratele cel mare, ați înțeles? Adică da. Noi... Știți, era experimentul ăla în psihosociologie, un muncitor alb merge la un doctor negru, știți? Fiecare îl descrie pe celălalt invers decât se așteaptă celălalt. Adică doctorul negru îl percepe pe muncitorul alb ca fiind muncitor, nu alb, iar muncitorul alb îl percepe pe doctorul negru ca fiind negru, nu doctor. Și atunci ceilalți se autopercep separat și apare acel, să zicem, clivaj. Asta ar fi o primă problemă. Și faptul că clar cooperarea în sensul ăsta se putea face mult mai bine, mult mai intens, mult mai... Pentru că părerea mea este nivelul relațiilor bilaterale este la un nivel așa superficial mai mult de formă, de fațadă. Adică vorbim mult și facem prea puțin în sensul ăsta. Bun, să înțelegem că de partea cealaltă sunt suficiente instituții, aparate, sau cum vreți să-i spuneți, sau care să tragă preșul de sub picioare ca această relație să nu funcționeze. Vă mai dau un exemplu foarte scurt. Mergeți în Ucraina, da? La Cernăuț, la Lviv, la Kiev, unde vreți dumneavoastră. Intrați în oricare supermarket și faceți un calcul cam câtă marfă poloneză este la raft pe piața ucraineană, da? Da. Faceți același lucru în Republica Moldova. Mergeți în Republica Moldova, în orice, da, să spunem, mediu urban, în mediu rural e mai puțin pentru că zona de aprovizionare, să zicem, că e mai slabă. Intrați într-un oraș și mergeți la un supermarket. Și uitați-vă la raft câte produse din România există. Păi, vă spun eu, din ce am observat, în afară de vreo 2 sau 3 branduri de apă minerală, în rest nu prea există marfă la raft. Românească. Românească. Nu există investiții în Republica Moldova, românești mă refer. Adică lucrurile sunt așa foarte, foarte superficiale din punctul ăsta de vedere. Da. Superficialitatea asta o scoteam în evidență odată în plus cu această dată de sărbătoare, îndrăznă să spun 27 martie, care, acuși, deci suntem în 1 martie, da? Avem o lună la dispoziție. 3 săptămâni, sau un pic mai mult de 3 săptămâni. Vi se pare că acel departament centenar, că acea structură care ar trebui să scoată în evidență acest moment deosebit, 1918, pentru România și pentru românism, că mișcă ceva, repet. Legele lui Murphy învață
că în momentul în care vrei să înmormântezi o problemă, creezi o comisie. Asta au creat ei, comisie pentru... Exact. Eu mă gândeam că e departament centenar. Mâine, pe mine, o să facă ministru de centenar, nu? Sau cum? Părerea mea este că foarte multe rezultate noi nu avem pentru acest moment aniversar. La ritmul în care se mișcă lucrurile în România, cum spuneam, adică noi, era spun un cuvânt academic, ne târâim pentru câțiva kilometri de autostradă la un termen de câțiva de zile. Deci, în acest târâir, eu sper, la bicentenar, la 200 de ani de la Marea Unire, să fie mult mai multe rezultate pe care noi să le putem analiza ca palpabile. Din păcate, la capitolul organizare politico-administrativ sau capacitate politico-administrativă, suntem mulți sub nivelul mării. Practic, noi ne concurăm cu Marea Moartă la... sub nivelul mării. Dar știți foarte bine că la Marea Moartă e dezvoltată mega economie, mega business. Oamenii știu să... Apropo, Bulgaria are turiști într-un an egal cu populația sa, iar Grecia are turiști într-un an egal cu dublu populației sale. Deci asta înseamnă dezvoltarea de industrie, da? Da, industria turismului. Noi... ne lăudăm, adică încercăm. Sunt niște elemente, da, apropo de asta, trei praguri, da, de bun simț foarte clare. Apropo, mănânci ceea ce produci, ceea ce produc alții, înseamnă că ești în faza de subdezvoltare, da? Da. Dacă mănânci ceea ce produci tu, ești în faza de menținere, de autarhie, iar în momentul în care tu produci și dai de mâncare la alții, ești în faza de dezvoltare. E atât de simplu, atât de logic. Exact. Încă o chestiune foarte interesantă ați spus de Ucraina, că e în cădere, că PIB-ul, că așa și mai departe. Stațiune celebră pentru foarte mulți români, toată lumea laudă și merge la Bucovel. Da? Bucovel. În fine, conform unei informații pe care o am, neverificate ce e drept în momentul de față, dar... realitatea pare că în direcția aia ne duce. În momentul în care oamenii ăștia au pornit, că sunt niște investitori, vă dați seama, cei care au... Principalul investitor, din ce cunosc eu, a fost chiar guvernul ucrainean. Am înțeles, poate mă înșel, dar din ce cunosc eu, a fost investiție inițială de peste 200 de milioane de dolari a guvernului ucrainean. O investiție de la zero, pentru că acolo era o zonă liberă. Da. Că știți că în România, din ce cunosc eu, în afară de Poiana, Brașov, toate stațiunile sunt și cu cetățeni care cresc, adică e hotel, se cresc trei vaci, niște găini, niște porci, cam așa sunt stațiunile la noi. Noi nu avem stațiuni, știți, modelul, da, de stațiuni, cum vedem în alte așa zone. Din ce am înțeles, în momentul în care dezvolți o afacere, întotdeauna calculezi. Dom'le, unde e, ce fac, cui vând, cui adresez. În momentul în care au pornit această stațiune, ținta lor a fost așa. Băi, îi luăm pe români. Deci, românii au fost principalii clienți în ținta celor de la Bucovel. Și au reușit. Dom'le, am înțeles că mergi acolo, te întâlnești cu toți cei din Suceava, cu... E că e plin de români. Și plus Republica Moldova e plin. Eu nu contest, da. Deci, zona de unde au vrut să ia banii, că normal, dacă așa, dacă ai un serviciu bun, s-ar putea să iei și de la 3.000 de kilometri depărtare să vină la tine. Problema este că, de exemplu, Polonia are o zonă montană relativ redusă la zona de contact cu Slovacia, iar ea o stațiune celebră, Zakopane. Vreau să vă spun că Bucovelul poate fi oricând, cel puțin egalul, dacă nu peste Zakopane. Da, da, pentru că permite zona. Dar investiția a fost făcută cu cap, investiția a fost protejată. Din ce am înțeles, sau care ar fi acum una din povești, drumurile rele din Ucraina. Pentru că partea asta de tranziție îți aduce într-adevăr extraordinar de multe. Drum cu mai multe găuri decât în Ucraina, vă spun sincer, eu nu am văzut. Strategic mi-am dat seama că e una din chestiunea asta, să lași drumurile N-ați fost în Republica Moldova. Deci am fost în Ucraina, pe zona aia,
Da, la Bucovina ajung din România, Ungaria și Polonia. A fost, nu zic nu, dar poziționarea Bucovelului cel mai tare bate către România. Deci e cel mai bun. Că vor crea legăturile, da, asta e altă deci, poziție. Dacă Bulgaria ne bate la turist de ne suna apa în cap, deci bulgarii n-au doar litoral, au și zonă montană, au niște stațiuni montane pentru schi, Pamporovo, Bansko, deci care în România nu există corespondent la așa ceva. Noi ajungem mai puțin în zona, noi cei din nordul țării, vara ajungem pe litoralul lor, dar cei din sud, eu am prieteni care stau în București, care preferă să meargă în Bulgaria la schi decât pe Valea Prahovei, datorită faptului că de 30 de ani noi nu putem face un drum funcțional către zona Brașovului. Sunt celebre cozile la cozile de mașini. Apropo, ieri o rudă de-a mea se întorcea din București. Pe unde credeți că putea ajunge spre Suceava? Pe Urziceni și Buzău nu, pentru că era drumul închis. A trebuit să meargă prin zona Brașovului. Și știți de ce prin zona Urziceni și Buzău nu? De 30 de ani, hai, nu suntem în stare să facem autostrăzi. Am înțeles, da? Dar în zona de câmpie de 30 de ani, România nu este în stare să facă perdele de protecție forestieră ca să nu viscolească... Sau să pună niște amărâte de parazăpezi. Exact, dar vă dați seama, adică este atât de greu să faci perdele de protecție vegetală, forestieră pe zona, adică nici asta nu suntem în stare. Păi dacă acum, nu 30 de ani, acum 10 ani dacă se plantau, era pădure acolo, nu? Ca să nu mai zic că mai era și masă lemnoasă pentru cine știe ce altceva. Puteau gospodarii din sud să fure la lemn de pe șosele ceva de speriat, nu? Vedeți dumneavoastră, numai motive de astea de amărăciune. Dar cu toate astea, avem noi în ADN-ul nostru, măcar râdem. Deci ăsta... Când ne e mai rău, apar bancurile cele mai bune. Când, acum, cu rețelele astea de socializare, apar tot felul de glumițe, trucaje de fotografii și așa mai departe. Acum, eu trebuie să spun, nu sunt un fan al rețelelor de socializare, dar chiar și în Atari situație, tot ajung foarte multe povești, glume de-astea, inclusiv la mine. Mi-aduc aminte că înainte de 89, vedeți, mă feresc să spun revoluție, dar înainte de 89, eram enciclopedie de bancuri, nu eu. Toată lumea, oricine, știa o sumedenie de bancuri, știa să le spună. Pentru că acum realitatea este mult mai tare decât bancul în sine. Asta e. Realitatea a acoperit sfera bancurilor. Da. Dar avem în reflex ca în gena noastră, ca nație, ca popor, să mai și facem haz de necaz. Inclusiv ceea ce facem noi în această dimineață, în bună măsură așa un haz de necaz. Mă uitam... Da, așa ca idee, că decât corupt la închisoare, mai bine cu udrea la soare. Proverb costarican. Și toată chestia asta continuă, adică sunt multe, mult prea multe, inclusiv trucaje, fotografii cu Tudorele, fă ceva, ne pleacă valorile și sunt păi cam toți ăștia care s-au fugit pe afară. Când a fost prezentat prima dată ministrul economiei în guvernul Dăncilă, am crezut prima dată că e trucaj. Da? Da, am crezut că e Dorel ăla de la România au talent, care știa să facă atractorul. Îl țineți minte? Dorel? Nu Dorel. Nu Dorel, altfel îl chema. Nu Dorel. Cum? Tudorel. Tudorel. Da. Deci, da. Ca tractorul, ca emisiunea Radio TV, ca drujba. Da. Da. Da, și mie mi s-a părut că e una și aceeași persoană, dar nu... am înțeles că ministrul e de aici, din zona, din Piatra Neamț, nu? Da, de la Neamț, da. E o... Dar nu numai, la momentul respectiv a mai fost și ministrul la energie,
Am înțeles. Măcar ăla de la Energie, Anton Anton. Vă dați seama în ce pană de idee a fost... Dar care e numele lui de familie până la urmă? Nu știu dacă primul sau al doilea. Și eu mă întrebam. Vă dați seama în ce lipsă de inspirație au fost părinții? Adică să pui nume unui copil Anton Anton. Sau chiar și în cazul ministrului Justiție, știți? Tudorel Toader. Adică... Da. Vasilică Vasile, Ionel Ion. Ionică, sau, da. Ionică, da. Interesant, știți? Bun, acum... Eu mă mir, adică în sens... Adică eu tot timpul invidez pe cei care pot să facă ceva ceea ce eu nu pot să fac. Adică e un nivel atât de înalt la care eu tind, dar nu pot, din păcate, ajunge. Anton? Anton. Da, dar Anton Anton, măcar este profesor universitar, da, nu este chiar un gâgă, dar cel de la... Adică, vă dați seama... ce este și România sau statul român? Deci statul român este un stat privilegiat, dacă își poate permite, la Ministerul Economiei, când toate țările de pe planetă, vedeți, Trump merge peste tot și vine în America înapoi și spune, domnule, am mai făcut un contract de 20 de miliarde, de 40 de miliarde. Președintele Franței, înainte de Davos, a chemat marile corporații în Franța să-i oferteze pentru a deschide zone de producție în Franța. Iar România, în același timp, în timp ce se luptă cu statul paralel, pune la Ministerul Economiei un personaj de tipul Tudorel care face ca drujba. Deci înseamnă că suntem un stat absolut fericit din moment ce ne putem permite asemenea aroganță, nu? Da, da. Spuneți-mi, vă rog frumos, că tot ați adus vorba de Davos. Vă auzi și eu lumea, Davos, 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 Davos. Ok, nefiind, sau mai bine zis, fiind prins în vâltoarea evenimentelor de aici cu statul paralel și cu ce mai spuneau ei, am ignorat fenomenul Davos. Da, te ignor. Și, da, păi normal, dacă e ordine pe linie de pe dăm ignor. Da, după aia aud pe unii, domne, Davos, 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 Davos. Câte ceva am mai studiat eu. Da, pentru cei care n-au prins. Ce a fost la Davos, domnul Botezatu? Periodic, un lucru foarte simplu. Pe această planetă sunt periodic diverse evenimente la care sunt invitați politicieni influenți, proprietari sau manageri de companii multinaționale foarte importante, oameni de știință, știu, oameni din mass media, în care se dezbat anumite teme de interes mondial, regional, pentru a înțelege fiecare din acei actori sau pentru a exista, să zicem, o sinergie pentru ceea ce urmează de făcut în viitor. Să știți că planificarea nu era doar apanajul socialismului, și în capitalism corporațiile, firmele mari lucrează pe planificări, pe bugete multe anuale. Cincinale, da. Da, și există tot timpul o interconectare între aceste spații, pentru că, vedeți, de exemplu, știința oferă soluții tehnice industriei. Industria oferă soluții tehnice unor anumite necesități din economie și din viața reală. Numai la noi lucrurile sunt sparte în toate direcțiile și nu pot fi puse nici măcar minimal cap la cap. Faptul că nu ne-am prezentat la Davos... Că nu am fost prin exponenții care... Nu, știți care e realitatea? Noi nu aveam cu ce ne prezenta la Davos. Nu, eu cred că l-am făcut o aroganță. Da, exact. Am făcut o aroganță. Băi, ce... Davos, da. Mă leși. Da, ne-am ce supărat pe sat. Da. Vii tu cu Davos. Cine a fost la Davos? Soros? Nu, gata, nu mai mergem la Davos, că a fost Davos? Soros. Deci, premierul Japoniei, pentru prima dată după zeci de ani, apare în România, da? Doar asta mi s-a părut genial. Atenție, nu singur, cu conducători de corporații foarte puternice. Am înțeles că se putea discuta chiar implementarea în România unei mari companii japoneze producătoare auto. De asemenea, pentru prima dată de la... Traian și Decebal, exista șansa istorică de a se construi un pod peste Dunăre la Brăila. Nu știu dacă știți, scurtă paranteză, turcii vor să construiască un canal artificial paralel cu Bosforul, care să lege, da, să facă deschiderea Mării Negre către Mediterana.
Deci, în alte părți s-a ajuns deja la niște proiecte absolut spectaculoase, iar noi ne chinuim, în, știți că... Adică, în Istanbul, în Istanbul, guvernul japonez a sprijinit, nu știu dacă inclusiv financiar, dar cel puțin din punct de vedere logistic, construcția metroului pe sub, pe sub canalul Bosforului, da? Da, dar este tren pe sub canalul Mânece, nu? Da, nu, eu zic pe sub canalul Bosforului, de asta a fost ca soluție de trafic aplicată în urmă cu 30 de ani, 40 de ani, undeva pe aici. Și la momentul respectiv, japonezii au venit, i-au ajutat. De asemenea, japonezii am văzut la vreo două săptămâni după sau trei, când a plecat ministrul justiției Tudorel Toader acolo, că se implică în construcția unui campus pentru nu știu ce. Bun. Informațiile care le-am despre japonezi, din păcate destul de puține, că sunt una dintre cele mai dezvoltate țări, asta e cât se poate declar, că e una dintre cele mai tehnologizate țări, iarăși n-are sens să comentăm. Dar, din informațiile pe care le-am eu, japonezii, care sunt îi mai mari producători de rulmenți din lume, au ales să aibă un partener în Europa din România. Da? Acilișa, foarte personal. Nu, pentru a nu greși, nu am să dau nume, nu am să... Dar vă spun eu ce am înțeles... Și 80-90% redată foarte fidel situația pe care, care s-a întâmplat și pe care o știu. Deci parteneri din România, ba chiar din Suceava, dar nu insistăm, vine și relație, ce înseamnă japonezul, da? Relație bătută palma, domne, tu ești reprezentantul meu pe România? Nu. Pe Europa de Est. Ok. Vin la un moment dat, niște poloni aveau nevoie de un rulment. Dar nu un rulment de la așa, da? Că... Un rulment de la de vapor, adică... Și vin oamenii și spun, vrem rulment. S-au dus pe fir, au ajuns la noi. Vrem rulmentul ăsta. Da, nicio problemă, îl livrăm, ăsta e costul, ăsta e... Da, ce, România? Nu, nu discutăm cu voi. Cine? Pa, mergem direct în Japonia, da? La care japonezul, nu, avem reprezentant. Cu el lucrați. El este reprezentantul, adică foarte corecți din, din această perspectivă. Pentru că altfel știm cum e. Doamne, sari peste, te-ai dus, scos mai ieftin, nu știu ce. Nu. Lucru pe care l-am înțeles noi vis-a-vis de societatea japoneză și anume această verticalitate sau corectitudine dusă în, cumva într-o parte, într-o parte extremă. Cuvântul e cuvânt. Aici, da. În, dacă nu mă șer chiar la emisiunea dumneavoastră, dacă țineți minte, acum vreo 4 ani, să zicem, 4-5 ani, cred că a fost prezent Larry Watts. Țineți minte la o lansare de carte la Suceava. În cadrul emisiunii Larry Watts, spunea un lucru. Toate delegațiile străine care vin în România sunt absolut șocate de un aspect foarte simplu. Se discută cu partea română, se negociază, se ajunge la un acord, se bate palma, se semnează hârtii și se strânge mâna. Da? Ce se întâmplă după? Nimic. Deci lumea, partenerii mondial sunt absolut șocați. Adică așa ceva ei n-au mai întâlnit nicăieri pe planeta asta. Adică negociezi, stabilezi ceva, semnezi acorduri, bați palma și partea română nimic. Genul, ce v-am păcălit, nu? Doamne, trebuie să luăm și publicitatea, vreau să spun așa. Și încă scurt, Apolodor din Damasc, în timpul lui împăratului Traian, știți în cât timp a construit podul de la Drobeta? Doi ani. Condițiile tehnologice de atunci. Gândiți-vă de când ne... Iarăși îmi vine un termen, dar nu vreau să-l spun. Ne lungim noi cu această poveste. Da, apropo de asta, veneau romanii, construiau drumuri, da? Deci care a fost primul lucru pe care... De unde și drumuri și orașe. Toate drumurile duc la Roma, da? Ok. Deci au construit drumuri. Doamne, nu suntem capabili să facem o coloană vertebrală, o alternativă, o autostradă în România. Doamne, în România, în Moldova, da? În regiunea istorică Moldova.
Și considerante, povești, să nu ne... Păi vin, ne ocupă rușii. Serios. Adică, în situația asta o să adică, pujori... Sau altă explicație mai nouă. Dom'le, dacă în Ardeal e dezvoltată economia, păi acolo trebuie făcute și după aia... După aia o să construiești și aici. Rușii când invadează țări, uite, bă, sunt autostrăzi, da. Acolo invadăm, acolo nu sunt autostrăzi, nu invadăm. Adică asta e o prostie. Într-adevăr, rușii au invadat Afganistanul, care era plină de autostrăzi, de aia s-au și dus acolo, sau în alte părți. Adică da, dar nu le-a mers, adică în Afganistan le-a mers prost, din câte știu. De asta, da. Apropo de asta, știți, era un banc. Domne, în Germania, îl întreabă, până, măi, cum o faci? Băi, foarte bine, când mergi la servici, la servici, merg cu Volkswagen. Aha! Și în concedii, cu ce mai? În concedii merg cu Mercedes-ul. Am înțeles. Ajunge la rus. Băi, cum e? Păi, la servici mergem cu Lada. Și când mergeți la război, la chestia aia, mergem cu tancul. Hai să păstrăm proporțiile. Sunt lucruri care... sunt niște explicații puierile care se încearcă a fi aruncate în piață, doar ori închide gura. Se închide gura cuiva, domne, uite, nu se, de asta nu se pot construi autostrăzi. Apropo de asta, unul dintre telespectatori spune așa, domne, dacă făceau ai noștri ce a făcut Macron, la noi se numește trafic de influență, nu? Haideți să fim oameni serioși, că traficul de influență, cum să spun, Macron este președintele legitim a Franței, iar Macron a chemat investitorii să investească în economia Franței. Macron nu a chemat corporațiile internaționale, i-a luat într-o cameră alături și le-a spus, știți, dacă investiți în Franța, îmi dați și mie comision 5% din valoarea lucrărilor. Aia e traficul de influență. Pentru că așa se produce în România. La noi, orice investiție sau orice cheltuire de bani publici sau privați se jumulește. Doar știm lucrurile astea. Da, și cu... Adică Macron nu a căutat foloase necuvenite pentru el. El și-a făcut datoria de președinte a Republicii Franceze. Trebuie să luăm câteva minute de publicitate, după care revenim cu partea finală a emisiunii de astăzi.